Doi cetățenii străini au fost depistați de către oamenii legii lucrând în mod ilegal în drobeta Turnu Severin, fără niciun aviz de angajare. Cei doi cetățenii sârbi au intrat în mod legal în România, însă nu aveau niciun drept de muncă. Polițiștii de migrări din Mehedinți au depistat doi cetățeni străini care se aflau la locul de muncă ilegal. Mai exact, este vorba despre doi bărbați din Serbia, în vârstă de 44 de ani, respectiv 49 de ani, ce desfășurau activități lucrative fără aviz de angajare sau contract individual. Polițiștii de imigrări din Mehedinți, în urma unei acțiuni întreprinse prin linia prevenirii și combaterii muncii de neclarate a străinilor, au depistat doi bărbați din Serbia care desfășurau activități lucrative fără aviz de angajare sau contract individual de muncă în municipiul drobeta Turnu Severin. Pe numărul acestor au fost emise decizii de returnare sub escortă și dispusă măsura interzicerii intrării în România pe o perioadă de 6 luni. Cei doi străini au fost îndepărtați de pe teritoriul țării noastre de către forțele de ordine, fiind conduși la punctul de trecere de frontiere Porțile de Fier 1. Pe numele lor a fost instituită măsura interdicției de intrare în România pe o perioadă de 6 luni. Numele angajatorului încă nu se știe. În acest moment, oamenii legii continuă cercetările pentru identificarea acestuia.